Lua bună, oameni buni. E faină vremea, pare așa, m-am gândit și fac și eu un clip cu ascuțerea lanțului, pe drujbă, păi am scos și eu pe el de câteva bucăți de drujbi pe aici pe afară și arăt pe care ce pilă se potrivește, pe lanțurile lor, bineînțeles, și am pregătit acel un 211 pentru ascuțit lanțul de pe dânsa. După e. Eu de obicei le prind așa în menghină care se bate în lemn. Folosiți un toporaș sau un ciocan la menghina asta și o fixăm în menghină lama, o strângem bine și putem să lucrăm mai lejer. Are un lanț de 25 de dinți pe el, canalul 1.3 de la Stihl, la masă de 30, dacă ne uităm. Dinții ăștia după partea stângă sunt cam duși, iar alții după dreapta sunt mai buni. Noi bine, treaba scuțit lanțul. Deci drujba asta a venit la mine, l-a reparat, are 4 lanțuri la ea. Care treaba scuțătie. Pe lanțul, pe drujba asta, lanțul ăsta de canal 1.3 mm, mai are pilă de 4.8 mm. Am o care ce pilă folosesc, de la Stihl, de la Luris, de la Oregon. Eu asta e o pilă de la Luris, dar sunt destul de bune. Poți ascuți cu ele. Cele mai bune sunt de la Stihl, e clar, să fie clar, cele mai rezistente. Mai am aici drujbița asta, MS-170, pe care ai pus un lanț cu canal 1.1, se potrivește o pilă de 4 mm. Deci pilă de 4 mm. Pe drujbile MS-170-180 care au lanțuri cu canal 1.1. După aia drujba chinezească, un lanț Oregon canal 1.5 mm, mai are o pilă de 5.2 mm. Deci canal 1.5, 1.5 mm, mai are pilă de 5.2 mm, pilă de la Stihl sau de la Luris, tot așa am, Stihl și Luris. Am și pilă de la Oregon, care știți că le înseamnă cu vopsea o pe fiecare pilă în funcție de grosime, diferite culori. MS-360, lanț de altă de 30 de dinți, canal 1.6 mm, mare pilă de la Stihl de 5.5 mm. Deci pe canal 1.6, 5.5 mm pila. Și 2.3.1 ăsta, tot așa, canal 1.3 mm capă MS-211, dar un lanț de altă mare aceeași pilă de 4.8 mm pe el. Bun. Haideți cum da niște pile pe dință aia, să vedem cum o ieși. Deci am luat pila de 4.8, o fixăm sub dintele tăietor și încercăm să ținem unghiul dintelui. El deasupra are o liniuță. Încercăm să ținem aceeași înclinație. Dacă nu folosim un ghidaj. Deci eu nu folosesc ghidajul. Am
normal, el e la 25 de grade unghiul, dar eu o ascuță fără ghidaj. Dacă se vede bine, mă bag sub dinte. Uitați-vă ce frumos se face și CU. Vedeți? Încerc să-l aduc mai aproape să vedem. Să vedem CU. Vedeți dacă ne uităm din coace măseaua. La CU îi are colț. Deci ăla trebuie să dispară când ascuțăm un dinte. Ne uităm atent la partea de sus, să fie dreaptă, cu același unghi, la CU. Dacă are bavuri pe partea exterioară, o luăm afară și încercăm să finisăm dintele. Nu se apasă foarte tare pe pilă, că nu are rost, și dăm atâtea ture cât îi credem noi că e bine dintele. Nu e neapărat să numărăm, cum zic alții, că numărăm 5 pile pe un dinte, 5 pe altul, 5 pe celălalt. Nu. Dar să fie cam cu aceeași presiune făcut dintele. Bun, mergem la următorul. Dacă ne uităm, agață acea măsauă de care vă ziceam, deci colțul ăla ridicat în sus, care, uitați-l, că l-am pilit un pic, care încurcă și la viteza de tăiere a lanțului. Acea măsauă, colțul ăla care zice, îi dăm, îl luăm afară, ne băgăm sub dinte. Nu uităm să ținem linia dintelui, unghiul. Dacă are bavuri, încercăm să le luăm. Eu fac încet, am să vadă lumea. Și pe partea aia altă, uitați-vă că i-am luat bavura și acum finisăm dintele. Bun. Foarte bun. Următorul, uitați-vă la măsauă. Finuț, băgați-vă sub dinte, faceți-i gura și la partea de sus și faceți-i gura și la CU. Bavurile nu le uitați niciodată și dați finuț pentru a finisa dintele. Dați cu degetul așa deasupra dintelui și la vârf, să vedeți dacă agață, înseamnă că e bun. Ne mutăm la altul.
formăm frumos C-ul, cum zicem noi, să fie format ca lumea. Ne băgăm sub dinte, coborâm jos, am o seală. Bun, uitați-vă ce frumos a ieșit. Bavura și finisatul. Bun. Deci cam așa lucrez eu la scuțitul lanțului, indiferent de mărime lui. Că tot ce să ascultați la fel. Vedeți? Jos are acel colț. Ăla trebuie luat afară. Neapărat. Și coborât frumos sub el și făcut ceul, cum am mai spus. Uitați-vă cum se vede, cum se formează ceul. Bun, bavura de pe exterior și finisatul. Bună cață, din cele taie foarte bine. Deci asta va fi un ascuțit pentru lucru, un lanț de lucru, nu un lanț de concurs. Nu stăm să-l bibilim toată ziua, bună ziua. Nu-i facem un de 35 să fie foarte agresiv. Deci l-am lăsat la unghiul de 25. Mai facem unul. Să vedem. Uitați-vă cum se bagă pila sub el și îi e din măsaua aia și se formează ceul ăla cum trebuie. Acum mai luăm bavura finuț, foarte finuț pe exterior și încercăm să finisăm lanțul. Bun. Oi, oi. Bun e lanțul. Deci haideți că termin partea asta și l-o muta pe partea cealaltă, să facem 2-3 din și pe partea aia la altă. Am întors lurba pe partea asta la altă și facem și dinții aici cealaltă, de pe partea stângă, cum stăm în spatele lurbii. Uitați-vă dacă se vede vârful ăla de la colțul ăla care ziceam eu că trebuie luat jos, de jos, de la măsaua, de la baza ceului. Îl luăm pe ăla frumos prima dată, după aia ne băgăm sub dintele tăietor, sub partea de sus, să o facem bună și partea e tăietoare. Luăm bavurile după care finisăm. Deci acum e ok. Vedeți? Facem partea de jos și acum urcăm să facem ceul și partea de sus tăietoare. Dacă are bavur finuț, le luăm jos, după care finisăm. Uitați-vă bavurile cum se iau jos, după aia finisăm dintele. E
Deci, cum v-am spus, pe mine nu mă interesează să aibă dintele același număr de pile dacă el e ascuțit cu aceeași presiune. Nu contează că ai două, trei ture dat mai mult pe el. Acum ne băgăm și de el în ceu, facem ceu și partea de sus. Agață, taie bine, aveți grijă care sunteți începători să nu vă tăiați sau să vă agățați rău în vârful de la dinte. Indicate și cu ceva mănuși dacă puteți lucra, dar mie nu-mi place, eu lucrez fără. Partea de jos, dacă lanțul e nou, uitați, să-i luăm colțul ăla care încurcă și la tăiat și n-are viteză lanțul, așa viteză bună de tăiare. Babura de exterior. Deci cam în stilul ăsta scuțesc eu lanțurile mele și ați văzut cum taie. Bun, mai sunt zile și zile când vreau să le pregătesc mai bine, atunci fiecare trebuie să fie la fel. Dar și așa, deci asta e pentru începători, și așa e un lanț extrem de bun de lucru, cum va ieși lanțul ăsta. Ce frumos e făcut ceu. Ne băgăm în ceu acum. Bavura de exterior și finisarea dintelor. Hai că desfac, să vedem ceul, cum e făcut. Uitați-vă. Uitați-vă. No, și cu asta eu îi pun capăt la filmul ăsta. Cam așa ascuțesc eu lanțurile la drujbă. Amu, dacă crede careva, că e bine, o să înveți cum fac eu. Dacă nu, mai sunt alte clipuri pe internet cu alte metode de ascuțire lanțului. Mie nu-mi place să le ascuțesc între picioare. Părerea mea că așa vezi dinchele cel mai bine și îl faci mult mai ușor, mai ales pentru începători. Vă salut, dragilor, și vă doresc o zi bună și numai bine.